Bună seara tuturor, sunt Arotela! Am revenit cu etalarea pentru Berbec, pentru mai 2019, pentru cei cu soare, Luna, venus, ascendent în Berbec și în timp ce amestecam aceste de cărți, mi-au sărit două, am vrut neapărat să vi le arăt, vină, vină și vieți anterioare. Aveți 8 și aveți 18. Poate ceva legat de aceste date să vă spună ceva, sau 18 august unii dintre voi, poate pe 18, nu mai știu exact când e luna plină sau pe 20 și ceva, în fine, în perioada lunii pline să se întâmple ceva. Ideea este că în mai, poate mai mult decât în alte luni, în alți ani, în alte situații, unii dintre voi aveți un sentiment de vină. Pentru niște relații trecute sau simțiți poate, vi se relevă într-un fel sau altul că purtați din alte vieți anterioare o senzație de vină în subconștientul vostru și din acest motiv manifestați în viețile acestea tot ceea ce putem să manifestăm prin acest sentiment negativ, sentimentul acesta de vină ne aduce um, în viață relații negative. Deci dacă veți simți în această perioadă, mai mult decât oricând veți avea revelații, veți discuta, am văzut și masterul, poate vă duceți, să vă conciliază cineva și veți înțelege această, profund, această profundă problemă, așa și veți vrea să o rezolvați, mare lucru pentru că în momentul în care rezolvați acest sentiment de vină din alte vieți, poate sunt niște șabloane familiale pe care le, le purtați după dumneavoastră veți rezolva problema, veți manifesta relații pozitive, armonioase, de lungă durată, în fine, cum își dorește orice om. Tai cărțile în fața voastră, berbec, soare, luna, venus, ascendent în berbec și să vedem ce aveți pentru luna mai. Going with the flow. Lăsați-vă un pic dus de, iau, dus de, de curent, pentru că sursa, vă ghidează, soarele, Dumnezeu vă ghidează, creativitate, foarte frumos, foarte frumos și șoboseală, epuizare. Și posibilități. În momentul în care vă lăsați un pic duși de ghidați, de emoții, acesta este un semn de apă, Adesea reprezintă semnul peștilor. Poate unii dintre voi aveți planete în pești sau în perioada acestei, acum două luni, da, acum trei luni, în fine, ați început să înțelegeți că trebuie să vă. să lăsați un pic din dorința voastră de a vă controla viața, să vă lăsați duși de emoții. Și, în primul rând, Lăsându-vă așa oarecum în voia destinului, nu mult, cât un pic, veți putea simți că sursa, Dumnezeu, este lângă dumneavoastră. Poate la început este greu să, să pierdeți controlul asupra unor lucruri din viața voastră, dar veți conștientiza că toate lucrurile sunt oferite de Divinitate cu un scop. Aveți creativitate și simt că în martie, poate cei care ați sărbat, v-ați sărbat luna în martie, ați avut câteva momente de inspirație divină și ați început să manifestați într -un, fel, în momentul în care lăsați în urmă niște chestiuni din trecut sau niște lucruri pe care le doreați controlate de dumneavoastră, ați început să manifestați un soi de abundență, ați început să manifestați împărăteasa, creativitatea este și împărăteasa, poate unii dintre voi ați început să vă implicați în artă într-un fel sau altul, cu sursa și cu creativitatea, este o energie foarte frumoasă pe care ar fi cazul să o, să o materializați. Chiar dacă, chiar dacă, poate unii dintre voi spre sfârșitul lunii veți avea o senzație de oboseală, dar cred că este mai mult o oboseală mentală. Poate nu sunteți obișnuiți. Să, să vă lăsați așa ghidați de, de divinitate, de creativitate și sunteți ca între două lumi. Dar nu uitați că aveți alături și această carte a posibilităților. Puteți să manifestați între oboseală și creativitate. Aveți această șansă să alegeți ce vreți să manifestați până la urmă. Dacă vă lăsați influențați de problemele din viața cotidiană, de chestiuni mentale, veți experimenta epuizarea, da? Veți ajunge ca acest om obosit. Dacă vă lăsați ghidați de sursă, de divinitate și veți manifesta creativitate, veți ajunge așa de frumoși. Așa un scurt ghidaj. Acum o să tai cărțile. Încerc o cruce celtică pentru perbeci. Central ce aveți? Hm, no, Da, am zis. S-au, sau și văzut cărțile. 9 de spade. Amintește de acea carte care vorba despre un sentiment de vină. Four of cups. 4 cupe. Unii dintre voi ați pierdut o oportunitate cu cineva în semn de apă mai mult sau mai puțin, ați pierdut o oportunitate de, de bucurie emoțională sau, în fine, aveți sentimentul că ați pierdut-o. Ia uite, moartea, moartea. Bine, nu vreau să citesc cărțile la modul simplist. Moartea înseamnă transformare, moartea înseamnă scorpionul, moartea înseamnă Pluto. Înseamnă să lăsați în urmă trecutul, grijile, dar, în fine, aceasta este baza, este trecutul îndepărtat. Poate în trecut ați fost trădați de cineva, ca de moarte, dar sunteți, ați fost chemați de curând să înviați. Poate încă mai aveți griji și vă gândiți la acel trecut, dar lăsați-l în pace. Haideți să vedem ce mai apare. Șapte de bâte, sem de foc, berbec, săgetător sau leu. O persoană care se luptă. Se luptă să se protejeze, să-și protejeze familia, să-și protejeze victorile, să-și protejeze, eu știu, achizițiile. Este o persoană luptătoare. Se luptă să stea în picioare după această transformare, după această pf, tulburătoare experiență. Wow, diavolul. În continuare, am senzația că a mai apărut. Doi de spade. Aveți o verticală. Foarte provocatoare. Moartea nouă de spade și diavolul. Dacă în trecut ați fost trădați foarte profund și ați început o nouă viață, acum, în prezent și în luna mai, poate vă aduceți aminte cu acest nouă de spade și patru de cupe, vă aduceți aminte de ceva din trecut de o legătură karmică. Legăturile karmice în general sunt, în general nu de fiecare dată, sunt negative. Legăturile darmice sunt pozitive. Poate vă aduceți aminte de această legătură, dar eu cred că pentru unii dintre voi încă, încă sunteți într-o legătură karmică cu cineva în semnul scorpionului sau cu cineva care v-a provocat o durere imensă. Poate în ultima vreme sau în luna mai aveți pe cineva în semn de apă cu care ați pierdut o șansă. Patru de cupe arată ca o persoană tristă care se uită la acest trio și nu vede oportunitatea. Aceasta vă blochează. De fapt, nu vă blochează, este provocarea voastră, pentru că în centru, în inimă, unii dintre voi, unii dintre cei născuți, cu soare luna venus ascendent în berbec aveți nouă de spade aveți grijă, aveți vina aveți coșmaruri aveți o stare de rău nu sunteți cum arăt, au arătat și cărțile epuizați sunteți epuizați trebuia în martie trebuie să vă lăsați un pic nu uitați aceste cărți lăsați-le pe acestea negre, sumbre și experimentați culoarea, experimentați creativitatea dragostea um... Deja parcă simt starea dumneavoastră a unora dintre voi. Diavolul, ce este? Semnul Capricornului la modul simplist, dar nu e obligatoriu. E latura negativă a lui Saturn, nu toți Capricornii sunt, ar trebui reprezentați de diavol. Nu-mi place genul ăsta de explicație simplistă, dar o dau pentru că face parte din prezentarea generală. Însă, diavolul reprezintă o legătură toxică. Este clar că e o legătură cu cineva. Poate nu mai sunteți cu această persoană. Vedem și cărțile, cum vor mai apărea. Dar um, încă sunteți influențați. Încă vă simțiți în aceste lanțuri. Încă vă simțiți în aceste lanțuri. Poate să fie ego dumneavoastră. Dar am senzația că e mai degrabă. nu e ego. Vina, diavolul foarte bine. Poate fi reprezentat de un sentiment de vină. Eu știu de când îl puteți avea, poate să fie din copilărie și, cum am spus mai devreme, se manifestă în toate relațiile pe care le experimentați. A trebui rezolvată la un psiholog, la frica sau faptul că unii dintre voi poate vă simțiți că nu meritați. Simțiți că nu meritați, eu știu, o dragoste așa cum ar trebui să fie. E E complicat, e complicat. Și totuși, în ultima vreme ați încercat să vă luptați. Cred că aici sunteți dumneavoastră luptându-vă să vă menține, mențineți stabilitatea, verticalitatea. În viitorul apropiat aveți de ales. Haideți să vedem. Aveți de ales. Eventual, nouă de spade înseamnă să și blocați. Să blocați o comunicare, pentru că sunt spade poate e o comunicare care a fost blocată cu cineva și vă creează această stare de, de grijă, de vină poate ați blocat, blocat comunicarea cu un semn de apă, ați pierdut această oportunitate și vă simțiți vinovat și vă faceți griji și experimentați această, diavolul, experimentați din perspectiva grijilor al, al sentimentului de vină Sfat, sfat, învățați lecția. Aceasta e latura frumoasă, pozitivă a lui Saturn. Învățați lecția. Poate, unii dintre voi trebuie să învățați să fiți mai stabile. Aici aveți numai, numai semne fixe. Leu, Taur,